Bun găsit, stimați telespectatori, ne era dor de natură, așa că iată, în inima unui sat, suntem la Sura, un sat din Slivilești și stăm de vorbă cu un domn care are o prisacă de mai mare frumusețea, domnul Stelea Curălea. Aș vrea să ne povestiți sau să spuneți așa și telespectatorilor noștri povestea dumneavoastră. De peste 15 ani vă ocupați de supărit și este îndeletnicirea care vă face cea mai mare plăcere pe lumea asta. Da, e o plăcere, pentru că știți că dacă un lucru nu-l faci cu plăcere, nu iasă bine, n-ai ce să-i faci, că nu... Trebuie să faci cu gust, pentru că asta este. Eu cu stupii m-am născut la mine, în gospodăria aceasta. Părinții mei au avut, o să vă arăt, că am avut niște stufe făcuți primitiv, cum erau odată și... I-ați lăsat acolo Da, de prăsilă. da, de prăsilă, da, avem de prăsilă acolo, ca să... E un ceva care să arătăm și la viitorii apicultori care vor să practice apicultura. Că, ce să zic, e un lucru foarte frumos și plăcut. În atmosferă, stai cu... Fel și fel de apicultori și fel și fel de Nu vă vorba. întreb ce vârstă aveți, că am aflat de la doamna, dar i-am și spus, arătați foarte bine și asta cred că și din cauza că dumneavoastră consumați multe, multe produse apicole, așa-i? Da, pe în fiecare dimineață când mă scol, îmi fac un ceai, o cană de ceai, indiferent orice ceai, de 250 de grame, îmi pun cantitatea de propolis, care o consum și n-am treabă toată. Mănânc și n-am treabă. Așa, sănătos, Nu vă voios. ia vreo gripă, viroză, Nu, nimic? gripă nici atât, nu, 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 gripa nu. Pentru că propolisul are foarte mult antibiotic în el. Deci albinele care îl strâng în stup, ele îl folosesc și ele pentru tratamentele lor. Deci nu e ca să zici că îl ia în stup să de dragul de a-l aduce. Au și ele nevoie. Luăm și noi partea noastră, iar albinele și oprești, le lăsăm și lor partea lor. Stimați telespectatori, domnul Curălea are nici mai mult, nici mai puțin de 250 de stupi. Nu este ușor. Dacă ai numai 10 și te țin solicitat acolo, apoi că dacă ai atâtea pavilioane, mergi în pastoral, viața ta se schimbă la un moment dat și vreau să ne vorbiți despre acest aspect care nouă, celorlalți care nu facem acest lucru, cărora ne plac produsele apicole, că nu cred că este om care să nu folosească măcar o dată, poate mai puțin cei care sunt alergici și ei pot într-o ponderă, știu eu, așa, prescrisă de medici, să ne povestiți cam cum începe ziua dumneavoastră, cum se termină, ce înseamnă hobby, vacanțe. Ce se întâmplă? Acum pe perioada de iarnă, ne sculăm de dimineață și primul lucru pe care îl fac, dau târcul la toți stupii de la pavilioane și cei pe jos. Ca un medic vizita. Da, ce se întâmplă? Problema este că avem și niște păsări. Noi le zicem aici brăbeți, pisigoi. Ne ia de la închizătoarele la ordine și le mută și intră frigul peste ele. Una. Al doilea, mai facem, reparăm la stupii care sunt defecți, facem rame, o să vă arăt că am un atelier mic acolo pentru mine care îmi fac rame, îmi fac tot ce am nevoie. Când e frig nu prea avem așa activitate, iar în schimb de vară, pe primăvară, începe activitatea din ce în ce mai grea, stimulare, verificare deasă, urmărire, se întâmplă să pierzi regine, se întâmplă să pierzi, nu știi despre ce e vorba în stup și trebuie să-l ai controlat cel puțin la o săptămână de fiecare stup verificat. Vă produceți dumneavoastră matca, că și asta este o problemă. Da, mătcile sunt din stupina proprie. Ce se întâmplă? Ca să vă spun o chestie și e valabilă și pentru apicultorii care mult se feresc să nu dea de la unul la altul măci sau albine. Noi când mergem în pastoral ne întâlnim cu clujeni, cu arădeni, cu timișoreni, cu cărășeni, deci din toată țara. Și acolo facem schimb de experiență. Deci eu îi dau lui 10-20 de boci. El îmi dă mie la rândul lui, ăla îmi dă și al altul. Și uite așa facem o schimbare între noi. Poate se întâmplă ca regina mea să fie mult mai bună decât a lor sau poate a lor mai bună decât a mea. Și facem schimbul ăsta. Mulți nu îți dă, zice, domnule, păi da, cum să dau că e mână rapidă? Domnule, nu să nu fim chiar așa de superstițioși ca să nu dai. Nu am făcut Sau chestia din invidie, de ce să producă el mai multă miere? Așa e la român. Da, invidia este peste tot, de la un timp încoace peste tot. Că dacă vede că te dezvolți și te descurci mai bine și vede că ai mai mulți stupi, începe să devină invidios. Dar nu știe că ai nopți nedormite, că viața ta s-a schimbat radical în ceea ce privește timpul. Nu știe, pentru că ce se întâmplă, ce vedeți dumneavoastră acolo și aici, sunt bani băgați aici, sunt mii de euro în mașina asta, mii
de euro băgate, am luat mașină tineră ca să poată să mă ducă în pastoral și să nu rămân, că la noi dacă rămânem în pană e riscul foarte mare de a omorâ albinele. E risc, ce să mai, nu pot să... Deci știe cine e apicultură, înțelege, știe despre ce e vorba. Vă documentați în fiecare zi că și aici apar și boli la ele, apar tot felul de probleme și chestii tehnologice. Da. Am văzut că ați încercat să vă modernizați, să vă luați absolut toate câte vă trebuiesc într-o stupină, să n-aveți nevoie să mai cereți la altcineva. Noi am avut un noroc mare, toți apicultorii și în general toți din domeniul agriculturii, cu fondurile astea europene. Ne-au ajutat foarte mult, pentru că eu, la rândul meu, nu aveam posibilitate de a-mi cumpăra de căpăcitor full automat, o să vi-l arătăm, de centrifugă, iar tangențială, care îmi desface 26 de rame normale de 1 pe 1 și 42 de rame de 3 sfert. Că eu merg cu mașina aceasta, merg pe ramă normală, sus și jos. Ce se întâmplă? Mă ajută foarte mult la jonglarea ramelor. E posibilitatea de a nu urca, e posibilitatea de a ajuta un stup. De exemplu, dacă am acolo pe ramă de 3 sfert și un stup care nu se dezvoltă așa de repede și nu-mi place mie de el, îl ajut cu 2-3 rame de aici care pot să le duc acolo. Că știu toți apicultorii că albina, că ai ramă de 3 sfert, că ai ramă normală, ea tot urcă în cat și îți depune ouă. Și surplusul de rame care le am cu puiet în cat, le iau și le pun la stupii care sunt slăbuți, roiuri care le fac și mă ajută foarte mult că fac și roiuri și îl ponesc pe 3 rame, dacă văd că se dezvoltă bine, îl ajuc din ce am surplusul aici de rame cu puie căpăcit și automat vin cu el pe 7, 8, 10 rame acasă din pastoral. Ia spuneți-mi cum este cu fondurile astea europene, că să știți că sunt și oameni care zic, vai, se iau greu, e mare birocrația și înțelegem pe oamenii aceia, pentru că au plătit să li se facă proiecte și până la urmă nu s-a reușit acest lucru, obținerea de fonduri. Mai e și limita de vârstă la unii. Deci sunt multe, multe semne de întrebare pentru unii oameni care nu reușesc să ajungă la performanța la care ați reușit dumneavoastră. E un secret al succesului? Nu e secretul, e ambiția să te duci să alergi, că e mult de alergat, într-adevăr, că acum știți cum este, fără efort nu se face nimic. Deci îți trebuie consecvență, da, să nu te lași. Da, să nu te lași, să ai ambiție să te duci, să bați la ușă, domnule, uite, vă rog frumos, uitați așa, vreau să accesez fondul ăsta. Ce documente îmi trebuie? Te duci și te informezi și îți dă indicații, te duci, te bați și asta este toată treaba. Că nu-ți dă nimeni, domnule. Și apicultura, că o să vă arăt eu dumneavoastră, eu plec pe data de 9, că spun de anul 2014, am plecat pe data de 9 de aprilie și am venit pe data de 27 de august acasă. Deci am stat, nu mai plecat, mi-am gătit în mașina, ramara, gaz, avem tot ce ne trebuie, mașina e dormitorul și asta este. O altă viață până la urmă. Da, e o altă viață. Până la un moment dat, vă spun că te mai plictisește, mai intervine alte chestii. Că, vedeți, noastră, e dorul de casă, că să pleci și să nu mai vii pe acasă. Chiar îmi spuneați că vă era dor de mărul din curte. Da, să știți că așa este, da. Ajunsasem la un moment dat, am fost în localitatea cetate, la Izmă. Am stat până târziu acolo. În Mehedințiu meu. Nu, la, și la... A, cetatea de Dolj, da. Da, la Dolj, acolo, pe lângă Port. Pe la domnul Dinescu. Și ce se întâmplă? Acolo am stat iară o lună și ceva fără deplasări. Că dacă mă duc într-o localitate și stau 2 săptămâni, te pleci în altă localitate și nu e dorul ăsta, te ține ocupat. Acolo am stat, domne, ce mi-eram apucat să plec până acasă, să văd ce-o fi. Da, mă, am stat și am stat până, n-am mai plecat până în toamnă, până pe 27 de august. Plecați cu soția tot timpul sau nu? Plec și amândoi, dacă e nevoie acasă, că noi avem și gospodărie, avem un solar, avem pământul care te-ai muncit. Oameni gospodar, deci nu v-am ales greșit. Avem tot ce ne trebuie și copiii rămân acasă și acum dacă nu fac față, eu umblu la stup cu nevastă, mi-i pun la punct și rămân eu și pleacă ea și vine acasă vreo săptămână, două, cât e nevoie, după aceea vine la mine. Spuneți-mi, produsul apicol, mierea, unde o diversificați, pe ce piață, se vinde la prețul pe care dumneavoastră ați vrea să, sau îl solicitați, sau din contră, e un produs care se vinde prea ieftin în comparație cu munca depusă? Să știți că aceea aveți de tate, se vinde ieftin, dar noi dăm la diferiți achizitor de miere, care ne oferă și un preț pe mierea respectivă.
Ce să vă zic eu dumneavoastră, un preț așa ca să vă dau... Un borcan de miere, cu cât se vinde, eu știu, sau de, cu cât pleacă de la producător, că știți că noi cumpărătorii pe piață se mai da, pune. Luăm mai scump decât dacă l-am luat de la dumneavoastră din curte. Da, în jur de 23 de lei pe kilogram, n-am făcut așa, vedeți noastră, nu pot să cer nici sufletul omului, că dacă stăm și gândim acum în ziua de astăzi, sunt foarte puțini bani, lumea nu mai prea are bani așa ca odată. Ce să vă zic? Sunteți mulțumită de stadiul în care ați ajuns? Eu sunt mulțumit, dar am ajuns foarte greu în stadiul ăsta, foarte greu. Pentru că apicultorii care ne văd își dau seama și știu și dumnealor, pentru că un an fără pierderi nu există. Deci noi tot timpul trebuie să mergem, apicultorii, cu o șarje de stupi în față. Păi, stimați telespectatori, să mergem să vedem! De exemplu, cum vă spuneam dumneavoastră, cu alimentatorul pe stup, ca să nu mai ai de-a face cu albina, s-o deranjez toată ziua, să-i scos capacul și asta. Acest alimentator e cumpărat, se găsește și se pune aici. I-am făcut un soclu de un dispozitiv de prindere, ca să nu mai, când plec în pastoral, să se deplaseze, să împice jos. Deci uitați, ăsta este care vine aici. Am un lubiniș în acest capac, care albina trece, urcă din perame, intră pe urdinișul acesta, și vine în alimentator, pe aici. Alimentatorul este dotat cu un dispozitiv ca să nu alunece, să se nece și să poată să-și ia siropul liniștit. Acum desfacem acest tub, pentru că tot ajunsărăm în poziția lui. Cum să vă spun? Dumneavoastră o să vedeți cum lucrez eu aici. Am aceste fiară care îi le pun aici. O să-mi trag stupul frumos, vin pe intervalul mașinii. Îmi dau la o parte, a lăsat condens, pentru că ce se întâmplă acum, începe condens și un stupină, pentru că este, a început să depună puiet, cuibul este încălzit, că știe toată lumea că un cuib în stupină ajunge până la 20 și ceva de grade, temperatura. Uitați dumneavoastră, aici, așa, deja suntem pe data de 17 sau 18 de februarie, parcă astăzi. Acest tub deja s-a împărțit pe toate ramele, s-a despărțit pe toate ramele din cauza că a fost în mașină, mă ajută foarte mult. Temperatura ridicată. Ajunge când afară am minus 10 grade, eu am aici cu 5 grade, deci la mine minus 5 grade în mașină, pentru că mă ajută foarte mult capitonajul și uitați-vă, aici așa a plecat, uitați așa a pus, a plecat pe ramele acestea, așa, dintre care iar vreau să vă arăt că nu știu ce se întâmplă, că nu l-am mai verificat de mult, e altceva aici, așa. Exact ceea ce vă spuneam, a plecat pe tot stupul. A plecat pe tot stupul. Puiet văd că nu are aici, sau chiar dacă o avea larve sau puiet, sau ouă depuse. Uitați, ăsta este stupul. Ce se întâmplă? Datorită temperaturii și ea de afară, și ea din mașină, s-a risipit pe rame. Deci, practic, aici, în mașina asta, eu nu am avut cuib făcut anul ăsta. Deci nu l-am văzut datorită temperaturii ridicate. Pe jos sunt cuiburi, e frig, e altceva. Aici e cu totul asta. Deci, dacă vreți să vedeți așa mai aproape, se vede cu ochiul liber că e risipit pe tot, deci pe tot cuib, pe tot stup, tot stup. Uitați. Deci el este plecat pe tot stupul, începând de aici, uitați, așa. Acum îl închidem, ca să nu-l ținem prea mult desfăcut, că e frig și răcim cuibul. Punem această cârpă deasupra,
care ține foarte mult la umiditatea din, să nu plece umiditatea în jos pe rame. Dacă observați, nu am umiditate în stup. La mine, la stup, e uscat tot stupul. Așa. Ziarele îmi absorb și ele diferența de apă, de apă care mi-o dă folia. Și nu mă... Spusei, nu se duce apa, deci că zice câte cineva că nu pun folie că e, îmi face condens în stup. Nu e adevărat. Face dacă nu ai ce-i trebuie să-i pui. Familia Curălea din Sura este una din fericitele familii beneficiare ale fondurilor europene pe proiecte realizate cu Camera Agricolă Județeană Gorj. Are peste 250 de stupi și dorește ca de la an la an să se extindă. Soția i-a fost mereu aproape lui domnul Stelea. Face orice muncă ar face un bărbat în prisacă. Doamna Gabi, ce face o soție de stupar aici într-o prisacă atât de mare? Îmi spuneați că o femeie face ce face și un bărbat. Da, așa este. Bună ziua, în primul rând. Și ce face un bărbat, face și o femeie. Îl ajut, mai ales pe pavilion, cam greu pentru o persoană singură, trebuie să fie cam două persoane în tot timpul. Dar și pe jos suntem, e și băiatul de ne ajută foarte mult. Vreau să faceți cutii, că le vopsiți. Da, am făcut și cutii, facem și rame, vopsim, tot ce e necesar într-o stupină. Nu se ține cont că e... face soțul sau nu. Ce vine la mână, aia facem, ce e de făcut. Nu. Care anotimp este cel mai greu pentru dumneavoastră? Vara. Ca de obicei, vara e cel mai mult de muncă. Vara, de primăvara, de când începe, până toamna, la extras, pe pavilion se agită foarte mult albinele, că sunt închise, iasă într-un mașină și se agită, să ne mușcă, dar asta e, suntem obișnuiți. Nu sunteți alergică? N-ați avut probleme de maniera asta? Nu, n-am avut până acum, cel puțin. Nu. Consumați mult produs apicol? Da, permanent, în fiecare zi aproape. Deci asta faceți, propolis, nu? Culegeți tot. Da, propolisul adunăm, îl facem, facem tintură de propolis, berea o consumăm la cafea, la ce în casă, la ceaiuri, la tot ce e necesar. V-ați axat pe stupină și mi-ați spus așa cu părere de rău că ați avut și animale, dar nu puteați să aveți grijă și de unele și de altele. Da, am avut și vite, am avut și două, trei și cinci am avut. Da, era foarte greu că era soțul la servici, veneam cu vitele, găsam roi, că lăsam stupii să roiască natural. Îi găsam prin aer, prin pomi și aveam și păsări multe și era foarte greu că copiii era la școală. Deci era foarte greu, dar asta e, a dat Dumnezeu, mi-a dat putere și m-am descurcat acum, ce să zicem, asta e. Noi vă dorim să aveți succes în continuare, am înțeles că ați luat pe fonduri europene și foarte mulți bani, 40.000 de euro sunt bani, nu glumă, vă sunt suficienți pentru toată această afacere de familie? Da, suntem mulțumiți că ni s-a dat ce am avut în proiect, să luăm cutii ca să vedeți dumneavoastră că dacă plecăm în pastoral nu avem timp să lucrăm, nu avem, am făcut cutii, am luat centrifug, am luat decăpăcitor, dar suntem foarte mulțumiți că cu banii noștri nu aveam de unde să luăm atâtea, nu se putea. Camera de extracție a mierii este foarte importantă pentru orice apicultor. Cum v-am spus că să venim în camera de extras miere, care aici facem extracțiile, aici așa este depozitul de rame, deci ramele care vor fi puse, deci le-am luat din stup și la primăvară vor fi puse în stup din nou, care să plecăm în pastoral. Așa, ce să vă mai arăt eu noastră? Așa, vedeam la mașina aceea, că este Fureto. Ăsta e un aparat care facem tratamentele la albine. Deci ne ajută foarte mult. Exact ceea ce v-am spus dumneavoastră mai înainte, cu fonduri europene. Dacă nu primeam fonduri europene, nu puteam și nu aveam posibilitatea de a cumpăra atâtea utilaje care o să vedeți că avem și centrifugă și decăpăcitor full automat. De recomandat este pentru stuparii și avansați și neavansați. Care sunt avansați știu despre ce e vorba, care încep să se formeze ca apicultori în momentul de față, este că să ne facem singuri și tratamentele. De exemplu, protofilul.
cu diferite plante medicinale. Domnule, le găsim foarte simplu. Ce nu găsim, găsim la plafare. Dar găsim pe, în teren, unde mergem noi în pastoral, aceste plante sunt culese de acolo. Eu îmi fac câte 30-40 de kilograme pe fiecare an, că îmi trebuie pentru primăvară și pe perioada de vară pentru albine, ca să le tratăm să fie voioasă, sănătoasă, să facă treaba. Așa, ce să vă mai arăt? Aici avem caturile iară cu rame puse de astea, de pentru el. Să vă arăt niște ăsta, propolisul. Propolisul eu îl prepar cu propolisul de la albine, care le-au de la stup, și cu nu cu alcooluri, cu pălincă făcută, țuică fiată de două ori, direct sănătoasă de la mama ei. Nu lucrăm cu chimicale și totul e natural. Tălu Curălea este foarte mândru de pavilioanele sale pe care le îngrijește ca pe ochii din cap. Aici ne aflăm în cel de-al doilea pavilion, care are un număr de 72 de familii de albine. Catul 1 pe ramă normală, catul 2 pe 3 sferturi. Acum eu, ca să nu umblu în toată ziua, să trag stupul și să-i bag stimularea la albină, mi-am făcut niște alimentatoare din scândură în stilul acesta. Îmi intră 1 kg 200 de sirop în acest alimentator. Ce se întâmplă? Am un urdinic în spatele stupului, dintre care albina, uitați, am și un închizător aici ca să nu intre curentul la albine. Aici am o plasă, ca albina când vine să ia siropul să nu mai aibă contact cu mine. Aia îi pun în partea aceasta, în partea stângă, siropul, și albina vine, să el se duce în tot alimentatorul, și albina e puțin și înclinat, dacă se vede că are inclinația ca să ducă tot ce pe fundul alimentatorului în partea cea a dreaptă. Și albina vine pe acel urdiniș, își ia stimularea și și-o bagă în cuibul ei și mănâncă. Inclusiv cine face tratamentul cu și pune și tratamente în siropuri, poate să pună cu cea mai mare liniște, că nu vine nimeni să-i pune. Și uitați, aici se închide cu un șurub, care nu intre nici altă albină ca să-i facă furtișag, să declanșăm un furtișag în stupină. Așa, altceva ce să vă mai arăt. Stilul de lucru este tot același, că mulți băieți au venit pe la mine și mă întreabă: dumne, dar cum lucrezi dumneata aici? Uitați cum lucrăm. Aici punem acest fier, exact ca și în partea cealaltă, ăsta următorul, și îmi trag stupul pe intervalul, mașinii. Lucrez frumos, în el liniștit, albina. Multe lume întreabă, ce dumne, dar nu vine multă albina aici când dumneata lucrezi? Nu, dumne, albina când eu lucrez la stupul ăsta, albina se duce către lumină în partea cealaltă. Albina nu vine aici, albina, foarte puțin albina stă aici. Deci nu mă deranjează absolut cu nimic, nici o pierdicere pe mine. Pentru că din cauza asta mi-am făcut acest sistem cu alimentatorul. Pentru că dacă puneam sus, automat venea albina peste mine sau îl trăgeam și venea și făceam o zarvă de albine, că ele automat știe toată lumea care are stup, că ele devin agitate când le-ai dat sirop. Cam atâta. Acum, dacă vreți să vă arăt camera mea de extrasmere, și m-am stup și pe vatră, și acolo, și în partea asta de jos, deci cu toții sunt în jur de 200, deci 250 de familii de albine la ora actuală. Acum că o mai muri până în primăvară, că nu știm nici ce se întâmplă, timpul a fost și așa și așa cu noi. Acum așteptăm să dea soarele, căldura, să aducem polen în stupi, că până acum nu au adus polen nou deloc. De la alun, de la podval, la ani, la ce mai este pe aici pe la noi. Inginerii de la Camera Agricolă Județeană Gorj sunt cei care îi îndrumă pe oameni să facă proiecte pentru accesarea fondurilor europene. Stimați telespectatori, fără aportul inginerilor de la camerele agricole, un astfel de proiect nu poate lua ființă, și v-aș întreba, domnul director, cum reușiți să îi mulțumiți pe toți gorjenii, că sunt destui, să știți că sunt și nemulțumiți și bănuiesc că știți despre ce este vorba, dar iată, suntem la un apicultor care de această dată a avut și ce să ne arate.
Într-adevăr, din păcate nu putem să mulțumim toți gorjenii pentru că, în primul rând, nu avem o rețea de consultanță bine pusă la punct, avem mari deficiențe în ceea ce privește personalul, lucrăm cu un număr minim de salariați, de consultanți agricoli și o mare parte din teritoriul județului Gorj este descoperit. Însă avem ajutorul și aportul celor din domnilor primari, salariaților din cadrul primăriilor. Oamenii merg acolo atât în momentul în care trebuie să își renoiască registrul agricol sau merg poate la API, la AFIR și află tot felul de informații, iar apoi ne contactează și indiferent de zona în care poate să se realizeze un astfel de proiect ca cel pe care îl vedem astăzi, noi suntem deschiși și iată, chiar și aici unde nu avem și nu am avut un inginer consultant, a putut să fie demarat un proiect pentru tinerii fermieri, ale cărei rezultate foarte bune le vedem astăzi. Pentru apicultori, oare 2015 vine cu ceva modificări de legislație sau nu în ceea ce privește proiectele? Cam același lucru, ce s-a făcut până acum, se face și de acum încolo? Încă nu știm nici noi mare lucru, așa cum ni s-a promis de la Ministerul Agriculturii în decursul lunii martie, s-ar putea demara primele măsuri pe noul program 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Avem câteva informații generale, dar e bine să așteptăm totuși încă câteva zile pentru a putea să le spunem beneficiarilor noștri exact și în concret ceea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Pentru că există pe diferitele canale mass media zvonuri, tot felul de idei și e bine ca noi, cei care lucrăm și în direct cu dânsii, să le aducem exact informațiile legale, informațiile oficiale care vor apărea în decursul lunii martie, sperăm și noi lunii martie din anul 2015. Îi încurajați pe oameni să facă proiecte sau nu? Tocmai astăzi suntem aici la un exemplu pozitiv și nu ești singur, sunt foarte multe exemple de beneficiari care au făcut proiecte acum, sunt foarte mulțumiți și chiar ei ne spun că vor continua, cei care au făcut proiecte pe măsura 112, tinerii fermieri, vor acum în continuare, pentru că s-au dezvoltat să facă chiar și mici fabricuțe de prelucrare sau de procesare a materiilor prime obținute și iată, noi încurajăm și pe măsurile care vor veni să facă aceste fabricuțe, pentru că în primul rând ajutăm județul nostru să se dezvolte. Fără un minimum de tehnologie în prisacă nu poți avea performanțe. Stimați telespectatori, am ajuns și acolo unde înseamnă tehnologie, unde se extrage mierea și iată ce aparatură avem aici, eu nici nu știu măcar cum se numește, așa că să vă las pe noastră să ne explicați cât de utilă este pentru dumneavoastră, având în vedere că aveți așa un număr mare de stupi. Da, pentru mine este foarte utilă și centrifuga și decăpăcitorul. Ce se întâmplă? Lucrăm 4 oameni cu aceste utilaje. Eu cu nevastă-mea scot ramele de la stupi, nora mea cu băiatul lucrează cu ele. Deci automat vin cu ramele de la stupi, a băgat în decăpăcitor. Aici în decăpăcitor se bagă rama, că trebuia să fi luat o ramă, să arătăm la telespectatori să vadă și dumnealor. Se pune aici, o preia decăpăcitorul, vine, o decăpăcește și o bagă pe ștand și o împinge în coacea. Nora mea le ia de acolo, le bagă aici în centrifugă. Această centrifugă trage tangențială. Trage 42 de rame de 3 sfert și 26 de rame normale. Deci odată am tras, e foarte bună, e utilă, nu, deci merită banii pe care i-am dat pe ele. Practic e o industrie aici la dumneavoastră, așa observ. Ce se întâmplă, doamnă? Dacă nu aveam banii la fonduri europene, nu avem posibilitate să le cumpărăm exact, ceea ce discutam mai înainte. Deci ne-au ajutat foarte mult. Că birocrația mare, că lumea spune că vai câte acte trebuie să, și chiar îi credem pe oameni, că mulți vă spuse au vrut să depună un dosar și n-au reușit să ia fonduri și sunt mai mulți decât dumneavoastră cei care ați luat, să știți. Știu că așa este, dar problema e că mă e și gramul de noroc și mă iese și ambiția, domnule, să te duci, să te lupți, că dacă ai fost așa și n-ai rezolvat, gata, mâine mă las bătut, nu mă duc și mâine. Trebuie să insist, să te duci și mâine și poimâine ca să poți să rezolvi. Eu știu că e greu, dar trebuie să... Deci, de exemplu, pentru mine, ca să aveam și o centrifugă acolo pe 3 rame. Păi eu, ca să mă apuc să trag la 250 de stupi mierea cu câte 3 rame, 3 rame și câte pe aici... La câteva luni. Da. Aici bag odată 42 de rame și în nici 10 minute, cam un 7-8 minute, e gata. Deci imediat, automat, le punem în cutii,
goale, automat mă duc cu ele la mașină, le pun pe ele, scot altele și așa mergem în flux continuu. Două zile trag o mașină de 100 de stupi. În mașina aia mi-intră 90 de stupi. Deci 90 de stupi trag în două zile. Și ultima întrebare, domnul Stălu, vă simțiți un om fericit? Sunteți împlinit la vârsta pe care o aveți? Eu consider că sunt împlinit. Fiecare, am doi copii, fată și băiat, fata e căsătorită la casa ei, am doi nepoți, băiatul e căsătorit, acum așteptăm în vară, așteptăm un nepot. Foarte frumos, sunteți o familie fericită. Ce vreau să vă mai arăt aici? La decăpăcitorul acesta, întreabă lumea, mult mă întrebau că au venit pe la mine diferiți oameni și mă întreba, dom'le, dacă există puiet pe ramă, avea aici un dispozitiv care poți să ferești. Deci ferești, automat am tras și am ferit puietul și mi-am dat drumul și automat mi-a preluat și îmi decăpăcește mierea. Deci automat. Deci mai sunt porchițe micuțe care rămâne unei rama denivelată, dar nicio problemă, aia e la nivel mic. Să știți că mă bucur că ne-ați chemat aici în gospodăria dumneavoastră, noi ne-am simțit foarte bine, cam fric, dar e bine că a fost soare și să știți, încă o dată spun, am fost la foarte mulți gorjeni să filmăm o prisacă. Dumneavoastră până acum o aveți pe cea mai mare și așa cum a spus, aveți timpul ocupat non-stop și ziua și noaptea, că aici la nu se știe. Flux continuu. Deci la noi e flux continuu datorită faptului că stăm și cu teama, cu grija, pentru că noi trăim datorită stupilor. Deci toți suntem două familii care trăind pe familiile albine, trebuie să avem grijă de ei, că dacă nu avem grijă de ei, nici n-au grijă de noi. Deci automat, exact ca și albina, trebuie să-i dai exact ca la vaca aia. Când îi dai ce trebuie, te duci cu găleata și omul și dacă nu îi dai, n-ai ce lua de la ea. Deci noi trebuie să avem grijă de ele în tot timpul și tratamente și tot ce trebuie. Eu vă doresc să aveți mult succes și data viitoare când venim la dumneavoastră, să zic așa, poate la anul să fie dublu. Deși ne-a făcut o invitație pentru luna aprilie, înainte de Paște, să vedem dacă reușim și noi să o onorăm. Îmi pare foarte rău că nu a fost temperaturile, că în decembrie a fost și temperaturi ridicate. Era aici și a zice, domnule, e luna lui Maia, cu ce să-ți? Bă, să iau, deci vă dați seama că se vede pe deasupra tot o fluctuație de albine, o circulație intensă. Vine vremea bună și pentru ele acum. Va veni, sperăm și așteptăm să vină că avem nevoie de polen proaspăt în stupine. Și noi de miere bună și naturală. Da, da, bună și naturală. Păi da, asta este, domnule, mergem pe natural. Asta este, e de la natură, că nu te duci să faci miere din altceva, că n-ai din ce faci, decât de la natură, ce de natură, așa se. Ce mai sănătos. Stimați telespectatori, iată, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc dacă ați fost alături de noi și promit că data viitoare vom veni cu alte subiecte la fel de interesante, pentru că, iată, gorjul are ce arăta. Sunt și exemple negative cu duiumul, dar pe cele pozitive eu țin la ele să le arătăm, pentru că oamenii aceștia sunt minunați. Muncesc de dimineața până seara, n-au nici nopți câteodată dormite, dar iată, până la urmă, muncesc ca noi, cei care cumpărăm de pe piață, să avem și produse naturale. Încă o dată vă mulțumesc și vizionare plăcută în continuare. La revedere! Thank you.